Aleluia! Binecuvântați Domnul Iisus Hristos, vă binecuvântez în numele Lui Iisus. Vreau să fac un video mai scurt cu ajutorul Domnului decât am făcut data trecută. 40 minute este prea mult să vorbesc. Totuși, nu este destul între același timp. Este multă informație pe internet astăzi. Internetul face mult bine în ziua de azi, că cuvântul lui Dumnezeu se răspândește cu mai mare putere. Și totuși, între același timp, face și daune. Dar așa a fost tot timpul. Unde era sămânța bună, era și sămânța diavolului. Unde creștea greu, vrăjmașul a venit și a împrăștiet neghină. Și Domnul nu scoate neghina. Ce zice Biblia? Ca nu cumva, scuntând neghina, să scoată și greu. Deci, când noi ne uităm la oamenii cei răi din jurul nostru, care credem noi că sunt o piedică, de fapt, oamenii aceștia răi ne și încurajează să fim mai buni. Aleluia! Nu vă împiedicați de oamenii aceștia răi, care, de fapt, zic de pe buze, Doamne, Doamne, dar nu fac voia lui Dumnezeu. Nu vă împiedicați de ei. Dar iubiți-L și slăviți-L pe Dumnezeu în inimile voastre, cu tot ce aveți, aleluia, nu vă uitați la întunericul din jurul vostru. Fii tu lumină, fii tu această izvor de dragoste care dă viață, căci dragostea dă viață, aleluia, slova omoară, dar Duhul dă viață, aleluia, aleluia. Vreau să citesc în Faptele Apostolilor, unele evenimente ale apostolilor care dovedeau prin fapte că Duhul Sfânt era cu ei. Deci eu am mai zis, acest video este continuare a Duhul Sfânt, puterea Sfinților. Și un pic am citit prin asta să văd ce exact vreau să vorbesc ca să nu mă retrag de la temă. Și mi s-a umplut deja inima de bucurie a Duhului Sfânt în mine. De ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi, aleluia! O, sana, aleluia! Mă rog Domnului să mă ajute să citesc exact ce vreau să citesc, fără să mă atrag în altă parte și să iau prea mult timp de la voi. Sper că aceste cuvinte, nu știu câte experiență ai cu Dumnezeu sau nu ai deloc, sau ai mult, oricine ai fi care asculți acest mesaj, fie ca cuvintele acestea pline de viață să te motiveze, să te adâncești în această fântână cu apă curată, între acest izvor, aleluia, care Duhul Sfânt îl pune în inima noastră în mod supranatural. Aleluia! Că tot ce a fost vechi s-a dus. Noi suntem făpturi noi, noi suntem preoți pentru Dumnezeu aleși, un neam ales, un neam sfânt, care îi purtăm numele lui Dumnezeu. Noi nu avem de ce să ne fie frică și nici rușine. Pentru că propovăduim tot adevărul, nu în parte. Măcar că Apostolul Pavel spune, cunoaștem în parte și vedem în parte astăzi, dar într-o zi vom vedea totul clar. Aleluia! Dar totuși, cât cunoaștem, Domnul să ne ajute să împlinim. Aleluia! Nu numai să fim cu vorba, dar și cu fapta. Știu că mulți care nu vor să accepte lucrarea Duhului Sfânt, pentru că cred ei că numai așa trebuie să fie lucrarea Duhului Sfânt. Cum poți explica tu un om muritor că Dumnezeu a creat pământul cu cuvântul? Aleluia! Cum poți explica cu mintea normală că Petru a poruncit la Tabita să scoale și ea s-a sculat? Sau Domnul Iisus lui Lazar și atâtea învieri și în ziua de azi sunt învieri și nu înțelege și nu vede numai cei care nu vor. Nu vor, pentru că vor să interpreteze ei tot cu înțelepciunea umană, numai ceea ce se vede cu ochii. Și vreau să vă spun, este ușor să predici Evanghelia Domnului Iisus Hristos dacă nu trebuie să dovedești că Duhul Sfânt locuiește în tine. Nu numai prin faptul că nu mai iubești păcatul. Există o putere supranaturală în copiii lui Dumnezeu adevărați. Că Iisus au zis,
Așa cum sunt eu în lume, așa sunteți și voi. Dar cum a fost Iisus în lume? A fost Tatăl în El prin Duhul Sfânt. Și când citim cu atenție tot ce a făcut Iisus, oamenii au crezut din cauza că au văzut o putere în El mai mare, o înțelepciune mai mare, fapte care El le făcea. Care fapte Iisus le făcea? Învia din morți, scotea dracii, vindeca bolnavii, înmulțea pâinea, avea milă de cei așa numiți, cum voi numiți, păgâni, păcătoși, curvari. Haleluia! Nu ne oprim doar la jumate. Noi credem toată Evanghelia, toată lucrarea Duhului Sfânt. Este toată lucrarea Duhului Sfânt. Și când cineva vine la Hristos și crede că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și că va mântui, tot este lucrarea Duhului Sfânt. Haleluia! Pocăința este de la Duhul Sfânt. O ungere deosebită, umplerea cu Duhul Sfânt într-o sferă sau alta, tot este de la Duhul Sfânt. Învățători de la Duhul Sfânt. Nu vreți să ascultați pe cineva, un învățător sau predicator care n-are umplerea cu Duhul Sfânt și doar o înțelepciune omenească, o vorbire frumoasă. De aceea nu-L cunosc oamenii pe Dumnezeu cum îl cunoșteau atunci. Nu cred acum cum credeau atunci, pentru că lipsește ceva. Lipsește la tot ce se vede, lipsește puterea lui Dumnezeu prin Sfinții Lui, care refuză să vadă ceea ce scris negru pe alb. Haleluia! Că nici Iisus n-a zis că El a făcut ceva, dar au zis că Tatăl care este în mine face El lucrările pe care voi le vedeți. Vindecare, eliberare. Nu numai cu El le-a predicat despre o împărăție care nu a putut să o dovedească. El a dovedit împărăția lui Dumnezeu în El, prin faptele, semnele și minunile pe care le făcea Duhul Sfânt în El. De aceea Iisus a spus: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia, faceți ucenici și învățați-i tot ce v-am învățat eu. Și ce i-a învățat Iisus? Îndrăznește, Petru, calcă pe apă. Când n-a putut scoate dracul din băiețelul care îl, băiatul care îl punea ba în foc, ba în apă. Și Iisus a spus: cădați-vă, vă sufăr puțin, credincioșilor. Noi de ce n-am putut scoate demonul? Au zis ucenicii: pentru că n-aveți credință, le-a zis El. Și apoi a adăugat: ca ce soi de demon se scoate numai prin post și rugăciune? Tu care înveți legea de zeci de ani de la amvoane, numai jumate o înveți, unde este partea cealaltă a puterii Duhului Sfânt astăzi la amvoane, unde să fie scoși demonii, unde să fie oamenii vindecați, unde să aibă o nădejde și o speranță într-un Dumnezeu care este nevăzut, în mod văzut, prin faptul că El astăzi te vindecă, astăzi te eliberează. Haleluia! Nu, cuvântăm frumos, ne ducem la biserică frumos, zeci de ani, fără să dovedești dragostea. Este și aceasta, ca să te lași pe tine vas a Duhului Sfânt, ca Duhul Sfânt să facă lucrările care le-a făcut și prin Domnul nostru Iisus Hristos. Dacă zici că El este Domnul tău, trebuie să accepti și partea cealaltă a Domnului Iisus Hristos, nu numai cea de pe cruce. El a zis că în rănile Lui suntem tămăduiți. Și o poruncit la ucenici: duceți-vă, scoateți draci, vindecați. Dar numai acolo a trebuit să fie arătată, manifestată împărăția lui Dumnezeu? Noi astăzi nu avem nevoie de aceasta. O, viu este Domnul! Viu este Domnul, că lucrarea Duhului Sfânt nu s-a terminat pe pământ astăzi. Dumnezeu este același ieri, azi și în veci același Dumnezeu milostiv și îndurător. Aleluia! Dar au spus Iisus: voi găsi eu oare credință?
E ușor să citim cum Iisus a vindecat, cum ei au vindecat, dar noi astăzi, săraci, Domnul nu vrea pe noi astăzi să ne vindece. Cândva acolo vom fi, este o minciună. Și diavolul iubește această minciună pe care o predicăm noi creștinii de la învoane. Aleluia! Să credem numai o parte de adevăr. O parte de adevăr nu-ți face niciun bine. Trebuie tot adevărul lui Hristos să fie înmulțit între noi, între frați, între surori. Și credeți că eu numai dacă postez acest video aici, atâta e lucrarea? Nu! Fiecare dintre noi trebuie să arătăm această putere a Duhului Sfânt oriunde calcă picioarele noastre. Nu te mișcă pe tine compasiunea lui Dumnezeu pentru un om care e olog. Tu care zici că ai puterea Duhului Sfânt în tine, nu te duci să te rogi pentru el sau pentru ea. Petru a zis, aur și argint nu am. Da, binefacerile, Iisus a spus, tot ce n-ați făcut acestor, cel mai neînsemnați, frate mei, mie nu mi le-ați făcut sau mi le-ați făcut. Facere de bine este un lucru foarte important, să-ți fie milă de cel sărac. Dar nu se oprește lucrarea Duhului Sfânt la acestea. Nu se oprește la facere de bine. Lucrarea Duhului Sfânt trebuie să fie întreagă, ca a lui Iisus Hristos. Lui Iisus Hristos nu numai eu că i-a fost milă și le-a mulțit pâinea și atât. Iisus nu numai le-a predicat despre o împărăție când va fi cândva. Iisus a adus împărăția pe pământ prin faptul că le-a arătat cine este Tatăl. Doamne, dacă vrei, vindecă-mă. Vreau, zice Iisus, fi vindecat. Vreau, zice Iisus, fi vindecat. Vreau că te iubesc, zice Domnul, aleluia, că mi-am dat pe singurul meu fiu. Dacă Iisus a murit ca tu să fii mântuit cândva peste 10, 20, 30 de ani, cu cât mai mult Domnul vrea să fii sănătos, umplut de Duhul Sfânt în trupul tău, în mintea ta, aleluia. Nu negați adevărul, tot adevărul. Numai de atâta că tu nu înțelegi, numai de atâta că ai văzut pe niște oameni care zic că știu, dar nu știu. Niște manifestări demonice. Dar nu înseamnă că Duhul Sfânt se oprește. Nu vă uitați la cei, uitați-vă, adânciți-vă în adevăr, umpleți-vă de acest adevăr și nu lăsați ca pe cei care pretind că sunt, dar nu sunt, să vă oprească din alergarea aceasta. Apostolul Pavel a zis la Timotei, trezește Duhul, darul Duhului Sfânt din tine. Timotei alerga, el făcea, era în slujba bisericii și totuși o lăsat ca darul Duhului Sfânt să se strângă în el. Și apostolul Pavel îi aduce aminte și zice, Timotei, trezește darul care a fost pus în tine prin punerea mâinilor și prin darul prorociei. Și a zis că, am să vă spun, aleluia, aleluia, Pavel îi zice lui Timotei, nu fii nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost pus prin prorocie, prin punerea mâinilor de către ceata prezbiterească. Puneți pe inimă aceste lucruri, îndeletnicește-te cu totul în ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Aleluia! Este nevoie să fie văzută lucrarea Duhului Sfânt în lume reală, prin noi, vasele Duhului Sfânt. Cuvântul lui Dumnezeu are aceeași putere în gura noastră ca în gura Lui, căci cuvântul Lui nu se schimbă, nu se schimbă. Dar și acela care rostește cuvântul lui Dumnezeu trebuie să creadă că Duhul Sfânt lucrează astăzi prin niște vase de lut, spălate și curățite de sângele mielului. Aleluia! 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 În ziua cincizecimii erau toți împreună într-același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic. Tu care zici că ai Duhul Sfânt, ai simțit fizic, oamenii aceștia au experimentat ceva supranatural decât doar o credință, o cunoștință. Unui vânt puternic.
și au umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi de foc s-a văzut văzute împrăștindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare dintre ei. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi. Toți au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul Sfânt. Apoi unii credeau că se auzeau vorbindu-se toți în limba lor. Nu merge vorba numai despre niște limbi străini a unor țări care erau. Era o putere a Duhului Sfânt în limbile acelea. Pentru că mulții numeau, își băteau joc de ei și spuneau că sunt plini de mus, sunt beța ăștia. Apă cum se manifesta lucrarea aceasta în ei că ăștia au zis că sunt niște beți? Că îi auzeau pe fiecare vorbind în diferite limbi. Acolo era o putere, acolo era o bucurie pe care nu o puteai ascunde. Nu poți să lămurești cu cuvinte omenești sau să interpretezi lucrarea Duhului Sfânt cu o gândire omenească. Cum a spus Toma, până nu pun mâna, nu cred. Așa facem și noi astăzi. Haleluia! Mai departe, Petru le lămurește și zice, în zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci. Vedeți cât de clar se spune că voi turna din Duhul meu. Deci a turna din Duhul lui Dumnezeu înseamnă a face ceva. A proroci, a vedea, a avea visuri. Duhul Sfânt, dacă îl ai, trebuie să manifeste cumva. Nu toți fac același lucru. Că biserica are mai multă mădulare și toate sunt necesare. Nu neglijați vorbirea în limbi. Nu neglijați. Căutați-o, zice Apostolul Pavel. El zice că eu vreau ca toți să vorbiți în limbi. Căci eu vorbesc cel mai mult în alte limbi. Dar ce-ar folosi să vorbesc între limbi între voi dacă nu v-aș zidi? Că merge vorba despre zidirea bisericii. Spune el că dacă tu vorbești în alte limbi, te zidești singur pe tine, vorbești taine tu cu Dumnezeu. Dar dacă tu ai ceva pentru întreaga biserică, roagă-te lui Dumnezeu să poți și să interpretezi aceste limbi, ca să fie zidită toată biserica, nu numai tu. Apostolul Pavel foarte clar vorbește despre lucrurile acestea. Voi care ziceți că ei nu mai au vorbit în limbi străine. De ce Apostolul Pavel spune despre o interpretare a acestor limbi? Nu doar o traducere. Haleluia! Interpretarea Duhului Sfânt, vorbirea în alte limbi, spre zidirea lor, spune că aș vrea că prorocii sunt mai mari ca ăștia care vorbesc în limbi. Pentru că trebuia să fie prezentă și o interpretare. Pentru că acela care prorocește, prorocește cu cuvinte clare, ca toată biserica să fie zidită. Deci vorbim de acestea, că toți au vorbit în limbi, toți. Trageți atenția că merge vorba despre umplerea cu Duhul Sfânt. Puterea. Știți ce înseamnă puterea? Din cuvântul grecesc? Dunamis. Dunamis înseamnă abilitate miraculoasă. Spre care putere? Să ieși la amvon și numai să citești ceva? Să dai din gheci și să spui să se pocăiască? Că dacă nu se duc în iad, dovedește-le că Dumnezeu este real prin lucrarea Duhului Sfânt din tine. Oamenii s-au săturat să audă doar vorbă. Ei au nevoie de o atingere supranaturală în viața lor. Mai departe, cei dintâi creștini, după ce au auzit aceste cuvinte și au rămas străpunși în inimă, au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus spre iertarea voastră, apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Observați că Petru nu le-a zis că dacă vă botezați în apă și primi Duhul Sfânt. Nu, Duhul Sfânt deja a făcut o parte a lucrării. Dar Iisus le-a zis, stați acolo până va veni puterea. Și apoi înveți fi martor pe toată lumea. Haleluia! Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru acei de acolo, copiii voștri și pentru toți ce sunt departe acum. În oricât de mare numă, nu-i va chema Domnul Dumnezeul vostru. Haleluia! Mai departe.
Petru ca și Ioan s-a uitat țintă la el și a zis, uite-te la noi. Haleluia. Un olog care stătea la poartă și cerșea toată viața lui. Toată viața au stat la poartă și au cerșit. Oare câți farisei și învățători legii au trecut pe lângă el? Și au zis, cine știe ce-o păcătuit asta? De Dumnezeu l-au pedepsit așa. Și au venit Petru și Ioan, plin de puterea Duhului Sfânt. Haleluia! Care au văzut ce-a făcut Iisus, au făcut și ei. Vedem că Petru și Ioan nu au zis, bă, ia mărturisește, de ce ai făcut? N-au zis, nimeni n-au zis, dar le-a fost compasiunea Duhului Sfânt a Tatălui față de cel care suferă, care nimeni nu are treabă cu el. Zice, aur și argint nu am, dar ce am, îți dau. Deci când ai Duhul Sfânt, tu ai ce da. În numele lui Iisus Hristos de Nazaret, scoală-te și umblă. Au poruncit să se scoale și să umble. Și el așa ce-a făcut, s-a sculat și a umblat. Haleluia! Așa, scrie mai departe. În adevăr, împotriva robului tău celui Sfânt Iisus pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Erod și Pilat din Pont, cu neamurile și cu noroadele lui Israel, ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău. Și acum, Doamne, uite-te, la amenințările lor, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala și întinde-ți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău, cel Sfânt Iisus Hristos. După ce s-au rugat, ei s-au cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Se mai roagă cineva? Se mai roagă cineva? Doamne, întinde-ți mâna să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău, Iisus Hristos, aleluia. Îi mai pasă cumva în ziua de azi că oamenii mor fără să-L cunoască pe Iisus Hristos? Cum dovedește împărăția lui Dumnezeu? Nu stă numai în cuvinte goale, dar și în puterea acestui cuvânt manifestat în mod fizic. Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Crezi tu? Dacă crezi, vei face, a spus Iisus. Dacă crezi, vei face. Dacă nu crezi, nu. Vei da vina pe unul, pe altul. Te vei uita în stânga și în dreapta. Uite-te la nenorociții ăștia. Uite-te la ăștia că bolborosesc. Uite-te la ăștia că-i proroc fals. Tu trebuie să te uiți, să te înneglești numai la Iisus. Dacă vrei să, cu adevărat, Hristos să se manifeste în tine. Aleluia. Aleluia. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult. Numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Preoți! Nu aveau credința care trebuie. Veneau la adevărată credință în Iisus Hristos Domnul. Ștefan era plin de har și de putere. Când citim despre putere, numai decât citim și ceea ce făcea puterea aceasta. Nu numai doar cuvântul putere. Putere înseamnă de a putere, de a face ceva. Nu numai de a te lăuda că tu ai puterea Duhului Sfânt. Prin ce se manifestă puterea aceasta? Că nu mai bei, nu mai curvezi? Dar cum răspândești împărăția lui Dumnezeu pe pământ? Cum răspândești dragostea Tatălui arătată prin Domnul Iisus Hristos pe pământ? Și făcea minuni, semne mari în norod. Asta Ștefan. Ei l-au omorât pentru asta. Mai departe. Cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Filip.
Filip, s-a coborât din cetatea Samariei și l-a propovăduit pe Hristos. Uitați-vă bine, l-a propovăduit pe Hristos, dar nu a rămas numai la cuvânt, fără putere, nu a rămas acolo. Haleluia! De aceea Domnul a dat făgăduința Duhului Sfânt. Fără Duhul Sfânt nu putem. De aceea Iisus a spus la ucenici să nu se ducă fără puterea Duhului Sfânt. Noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea. Căci din mulți îndrăciți ieșeau duhuri necurate și scoteau mari țipete. Se eliberează îndrăciți din bisericile voastre astăzi. Ori Duhul Sfânt, gata, s-a terminat cu Duhul Sfânt. Dar ce spunem de făgăduința Tatălui pentru voi, pentru copiii voștri și pentru cei de departe? Puterea Duhului Sfânt, făgăduința Tatălui, însuțitorul, mângâietorul, călăziutorul, puterea. Duhuri necurate și scoteau mari țipete. Mulți slăbănoci și șchiopi erau tămăduiți. Și a fost o mare bucurie în cetatea aceasta. Priviți bine, aveți mare bucurie în bisericile voastre. Aveți sau nu? Că dacă nu aveți, citiți aici de ce nu aveți. Mare bucurie, nu numai bucurie, mare bucurie. Că Duhul Sfânt iubește și astăzi pe cei care suferă. Haleluia! Apostolii care erau în Ierusalim când au auzit că Samaria, primind cuvântul lui Dumnezeu, a trimis pe ei, pe Petru și pe Ioan. Aceștia au venit la samariteni și au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Căci nu se coboruse încă peste niciunul dintre ei, ci fusese numai botezat în numele Domnului. Dacă numai botezul este cel mai important, atunci Petru de ce o trebuie să roage pentru samariteni? Ca să primească și ei darul Duhului Sfânt. Nu vă amăgiți, chiar dacă tu încă n-ai gustat din lucrul acesta, nu înseamnă că nu există. Atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceștia au primit Duhul Sfânt. Deci a fost două lucrări separate. Aleluia! Aleluia! Totuși Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudei care locuiau în Damasc. Dovedind că Iisus este Hristosul. Trebuie să existe o dovadă a cuvântului care propovăduiești. Pe când cerceta Petru pe toți sfinții, s-a coborât la cei ce locuiau în Lida. Acolo s-a găsit un om anume Enea, care zecea de 8 ani o log în pat. 8 ani o log în pat. Enea i-a zis Petru, Iisus Hristos te vindecă! Scoală-te, fă-ți patul! Și Enea s-a sculat îndată. Toți locuitorii din Lida și din Sarona l-au văzut și s-au întors la Domnul. S-au întors la Domnul numai că au zis că Petru zicea ceva de un sprijin Iisus din Nazaret. L-au văzut pe Enea că numele lui Iisus, Hristosul, unsul lui Dumnezeu. Acest omolog s-a sculat din pat. O, sana, haleluia! Haleluia! Mai departe. Fiindcă Lida este aproape de Iope, ucenicii când au zis că Petru este acolo, au trimis doi oameni la el să-l roage, nu pregeta să vii până la noi. Petru s-a sculat și a plecat împreună cu ei. Când a sosit, l-au dus în odaia de sus. Toate văduvile l-au înconjurat plângând și i-au arătat hainele și cămeșile pe care le făcea Dorca,
pe când erau cu ele. Petru a scos pe toată lumea afară. A îngenunchiat și s-a rugat, apoi s-a întors spre trup și a zis: Tabita, scoală-te! I-a deschis ochii și când a văzut pe Petru, a stat în capul oaselor. El i-a dat mâna și a ridicat-o în sus, a chemat îndată pe sfinți și pe vedove și le-a pus-o înainte vie. Minunea aceasta a fost cunoscută în toată cetatea Iope și mulți au crezut în Domnul. Nu a venit Petru să zică: e, săracă, eu veni timpul să ducă la Domnul. Aleluia! Apoi despre sutașul Corneliu. La sutașul Corneliu a venit un înger și i-a zis că rugăciunile și milostienile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el s-a adus aminte de ele. Și o trimis să-l aducă pe Petru la el să-i propovăduiască despre Iisus Hristos Domnul. Petru s-a dus la el, Domnul i-a arătat într-o vedenie să nu numească spurcat pe niciun om pe care Dumnezeu l-a sfințit, aleluia. Pe când rostea Petru, Petru s-a dus și l-a propovăduit despre Iisus Hristos, despre tot ce s-a întâmplat cu Iisus Hristos. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați împrejur, când veniseră cu Petru, au rămas uimiți. Când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri, căci ei auziau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis: se poate opri botezul pentru aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Și au poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Atunci l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei. Deja am vorbit 32 de minute și am vrut să fiu mai scurtă. Nu vă opriți doar la slovă. Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci același Dumnezeu. Când s-a înălțat Iisus la Tatăl, a primit făgăduința Tatălui și a turnat peste pământ. Cum a zis Petru, a turnat ceea ce vedeți și auziți voi, vorbindu-i în alte limbi. Nu, să nu vă împiedice acei care să folosesc de așa numită religie pentecostală și fac de rușine numele Domnului. Acei de ură plin, de venin plin. Dar nu numai pentecostalii sunt răi și buni. Și baptiștii și întreaga omenire sunt oameni și răi și buni. Nu vă împiedicați doar între cei pentecostali. Că și între pentecostali sunt oameni cu cinste. Și între baptiști sunt oameni cu cinste. Ca și Cornelius, de care Dumnezeu și-a adus aminte de darurile lui, de rugăciunile lui și a venit cu puterea Duhului Sfânt. Și astăzi mulți din baptiști primesc puterea Duhului Sfânt pentru că au fost oameni sinceri cu Dumnezeu. Și n-au pus un bloc lucrării curgătoare a Duhului Sfânt. Duhul Sfânt să vă binecuvinteze în continuare. Să aveți deșertământ între lucrări pe pământ. Să nu puneți pe toate la același loc. Dracu, dracu, dracu. Să aveți un deșertământ să înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. Vă las cu aceste cuvinte. În numele lui Iisus Hristos de Nazaret, fiți binecuvântați și plini de Duhul Sfânt. Amin.